cultură și tradiții vechi de sute de ani și cu oameni prietenoși, Polonia este recunoscută pentru contribuțiile sale semnificative la istoria europeană și mondială, fiind scena multor evenimente cruciale care au marcat istoria umanității. Populația Poloniei numără în prezent aproximativ 37 de milioane de locuitori, care sunt concentrați în principal în orașe și municipii mai mari, precum capitala istorică Cracovia. A fost prima țară din fostul bloc socialist care, după prăbușirea Uniunii Sovietice, a început o tranziție pașnică de la socialism la democrație și la o economie de piață. Primul pas a fost semnarea la 16 decembrie 1991 a acordului european ce punea bazele asocierii dintre Polonia și comunitățile europene, alături de statele sale membre. Momentul simbolic a fost depunerea de către guvernul Poloniei pe 8 aprilie 1994 la Atena a cererii formale de aderare la Uniunea Europeană. 4 ani mai târziu au început negocierile propriu-zise. Țara a aderat în 2004, fiind cea mai populată și cea mai mare țară ca suprafață care a aderat la Uniunea Europeană după acel an. Este membru al spațiului Schengen din decembrie 2007. După căderea comunismului, Polonia a urmat o politică de liberalizare a economiei și astăzi este unul dintre bunele exemple ale tranziției de succes de la o economie dirijată de stat la o economie de piață. Aderarea la Uniunea Europeană a adus țării fonduri structurale în valoare de aproximativ 164 de miliarde de euro în anii 2004-2020, ceea ce a dus la o dezvoltare majoră a infrastructurii drumurilor, autostrăzilor, liniilor de canalizare și transportului public. Valoarea totală a exporturilor poloneze de produse a crescut de la 59,7 miliarde de euro în anul aderării la 285 de miliarde de euro. După aderare, s-a înregistrat o scădere masivă a ratei șomajului, trecând de la 19,5% în mai 2004 la 5,2% la sfârșitul lunii aprilie 2022. PIB-ul Poloniei în 2004 era de aproximativ 213 miliarde de euro, cifră care a crescut tocmai la 684 de miliarde de euro în anul 2022. S-a triplat aproape și salariul cetățenilor, de la 550 de euro în 2004 la 1350 de euro în 2022. La capitolul investiții străine directe, țara a triumfat la propriu, de la 65 de miliarde de euro în 2004 la 210 miliarde de euro în 2022. Evident, speranța de viață a crescut semnificativ. În cazul bărbaților, de la 71 de ani în 2004 la 74 de ani către anul 2022, iar în cazul femeilor, de la 79 de ani în 2004 la 82 de ani în anul 2022. Referendumul de aderare la Uniunea Europeană în Polonia a avut loc în perioada 7-8 iunie 2003, când 77,4% dintre polonezi au votat în favoarea aderării. Alegătorii au fost întrebați simplu: aprobați aderarea Republicii Polonia la Uniunea Europeană? Potrivit unui sondaj realizat la începutul anului 2024, care întreba dacă apartenența la Uniunea Europeană a adus mai multe avantaje sau mai multe dezavantaje țării, 53,5% dintre cei chestionați au răspuns că avantajele au prevalat. 16,7% au simțit că au existat și dezavantaje, iar 24,7% că avantajele și dezavantajele au fost echilibrate. Situația ecologică din Polonia este mult mai bună decât cea a țărilor vecine. Acolo nu veți găsi câini vagabonzi sau grămezi de gunoaie în mijlocul drumului. La fel, în țară nu există centrale nucleare, deci aerul este destul de curat. Polonezii sunt dedicați practicării de sporturi. Aceștia fac jogging, iubesc notul și sunt obsedați de fotbal.